Cireșele sunt printre cele mai căutate fructe în această perioadă. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu ce se întâmplă în corp dacă consumăm în exces aceste fructe de vară. Fructele vedete ale sezonului sunt o sursă bogată de vitamine și minerale cu rol benefic pentru sănătatea organismului nostru. În cazul pacienților cardiaci, un consum exagerat de cireșe poate duce la hipertensiune arterială sau chiar stop cardiorespirator. Totodată, nici pacienții cu boli renale nu sunt privați de contraindicații în ceea ce privește consumul de cireșe. Un consum irresponsabil de cireșe poate duce la paralizie temporară în cazul acestora. Multe persoane sunt testate să elimine din meniul zilnic alte alimente pentru a consuma fructele proaspete, ceea ce poate duce la un consum exagerat de cireșe pe zi. Ce se întâmplă dacă mănânci prea multe cireșe? În 100 de grame de cireșe se găsesc 222 de miligrame de potasiu, ceea ce înseamnă că un kilogram de cireșe oferă doza recomandată de potasiu pe zi. Potrivit medicilor, cireșele pot fi consumate zilnic, însă în cantități moderate. Într-o zi, cantitatea optimă de cireșe pe care o putem mânca este atât cât putem cuprinde în cele două palme. Atunci când nivelul de potasiu din sânge este mult prea mare, poate inhiba reglarea mușchilor, inclusiv bătăile inimii. Acest lucru poate duce la o bătaie a inimii neregulate, slăbiciune musculară și dificultăți de respirație. Prea mult sau prea puțin potasiu poate provoca nereguli ale inimii și poate duce chiar la deces, în cazul pacienților cardiaci. Care sunt semnele și simptomele unei cantități prea mari de potasiu în corp? Există câteva semne și simptome care ne avertizează că avem o cantitate prea mare de potasiu în corp. Durerile abdominale însoțite de greață și vărsături sunt printre principalele simptome care ne arată că avem o cantitate mult prea mare de potasiu. Mare atenție! Trebuie să acordăm simptomelor care implică sistemul cardiovascular. Având în vedere că potasiul ajută la reglarea funcției cardiace, prea mult potasiu poate duce la aritmii cardiace. Simptomele pot include un ritm cardiac neregulat, dureri în spate sau amețeli. Mai mult decât atât, acest mineral este implicat și în buna funcționare a sistemului nervos, astfel că semnalele și simptomele care implică sistemul nervos sunt cele care includ furnicături la nivelul membrelor sau slăbiciune generalizată, relatează Antena 3.ro.